Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un episod de Tomb Raider. Iar înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episod în continuare. Ce trebuie să facem noi acum este să ne cățărăm pe nu știu ce turncică. Așa că asta o să facem. Wow, la aia nu mă așteptam. Ok. Hai să vedem ce iese. După cum am zis, nu cred că ăsta e finalul jocului aici. Dar nimic. Vreau să zic că n-am de unde să știu, da. Am vrut să mă exprim altfel. Hai să vedem ce este, mă băieți, mă. Avem aici un mic parcur. Opa. Deci au plecat deja. Aia sunt în elicopter. Nu știu dacă am zis avion mai devreme. Sper că nu, hai mai repede că să dărâm asta. Nu știu cum o să oprească Lara pe aia din elicopter, dar mă rog. Ideea e că o să moară toți, că îi trăznește, nu știu ce, că e un blestem pe insula asta. Și blestemul e liberat când o să sacrifică pe aia. O, naibii. Da, sigur, pa, dați-vă ce distanțe. Boa, naibii, elicopter s-a dat așa mai jos, într-o parte. Bun, problema e că o să-i trăznească cu tot cu elicopterul. Serios? Îi lasă baltă pe aia? Nu vine să cred. O să prăbușească urât. Am durat prea mult de fata asta. Bă, fără de astea. Nu puteai să scoți pistolul mai repede. Are țintă bună asta. Ross, te-ai dus pe dic. Dar cine e Ross ăsta, că nu înțeleg.
La culcare. Ești chiar de malefic, nu că plânge. Aoleu. No. No. Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. I shouldn't have said that. It's just... Roth. I don't know what we're gonna do without him. Let's just find someplace safe and make preparations. Ăla era baza. As a warrior, we'll send him on his one. Nash. Aia mai îndrăznește și să comenteze după ce a trecut Lara prin atâtea ca să salvăm pe toată lumea. Adică... Wow. Adică e fetița, ei? That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. Adică Lara a trecut prin atâtea ca să-i salveze pe ăștia, știi? Aia mai și comentează. We just gotta regroup, come up with a plan, you know? You just don't get it, any of you. Something won't let us leave. Something? Lara, you need sleep. Da, asta e chestia. Insula asta are un blestem. Trăznetele alea. Și ăia încercau să rezolve blestemul sacrificând-o pe Sam asta. Căci că așa e ritualul. Și cred că după ce completezi ritualul, dispar trăznetele și toate alea. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Lara. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. You know where we'll be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Keep us close. Ce armă mare. Doar mie mi se pare că pistolul ăla e așa mare. Roth, what am I gonna do? You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. No one leaves the storms. They're linked to the power of the Sun Queen. That's what's stopping us leaving. Nah. The monastery has a ritual chamber. If that's what the Storm Guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. A hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Cred că știu deja ce se întâmplă. O să le zic lor că vrea să meargă cu barca. Să intre acolo și ea nu se vrea. Să zic că trebuie să plece cu barca. Am văzut campfire-ul ăla, dar n-are rost să ne ducem. Ok, să vedem ce se mai întâmplă. Deci nu e finalul jocului, dar nu mai avem nici mult, așa presupun. Cred că vreo 3-4 episoade mai avem. Așa zic eu, nu știu. Oricum seria asta nu-i prea mare, adică jocul e micuț. Câte episoade avem? Nici nu știu. 8? 9? Nu, astea 11-lea, cred. Nu știu, că eu filmez câte 3. Iar asta e al 3-lea episod care îl filmez. Bun, hai să-i scoatem pe băieți din joc. Bitch. De ce ne mai nu l-au omorât? Holy fuck. Ule, e chiar serios? Aoleu, și lupi.
trapoane dacă eu văd ceva aici. Eu nu-l văd pe ăla care trage, uitați-vă și voi unde e ascuns. What the fuck? Ce lup e bă ăla? Mor de tendrizen. Că mor eu acum. My god. Holy crap. Deci dintr-o dată jocul îmi bagă foarte mulți inamici. Ok, așa vrei să jucăm? Nu văd de unde vin, nici n-am unde să mă ascund. A, uite o căprioară. Ce jig. Sunt așa bine ascunși ăștia, dar nu-i vezi. Am nevoie să folosesc viziunea asta sau ce-o fi. Ce n-ai băie cu copacul ăsta? Și dacă mai vin și lupi, hai să fim serioși. Nu știu cum n-am murit acolo, sincer. Hai ce-i grijă, Ania. Chita lucru. Serios? Și cum de dintr-o dată, lupii sunt cu ăștia. Nu sunt câini dresați. Am nevoie de un loc de unde să mă ascund și să trag. E puțin cam complicat. Bine că nu m-a dat de la cap, că o luam razna. Îmi place la jocul ăsta. Faptul... A, dar este mă, că eu am o bombă aici. A, mâncavaș. Lasă, dai aici, mă. Am și uitat. Lupii ăștia sunt ai naibii de răi. Ok. Au murit și lupii? Hai să vedem ce naiba. Lupi. Înțeleg care-i treaba cu lupii ăștia. Dar... n-ai ba știe. Eu nu mai știu cum s-a prindea. Nu mai contează. Ok.
Sincer, aș prefera... aș prefera să mă bat cu oameni decât cu lupi. Măcar la oameni poți să le mai dai cap. Lupii sunt enervanți. Numai că lupii nu trag cu arme. Da. Stai. Ceva de apreciat. O, ce? Cuzlile ești mai aici. Batman style. Trebuie să sar pe aici? Nu văd ce. Ok, am văzut. Nu mi-am dat seama, ce ai băi acolo? Bun, hai să vedem din nou. Ce? Ah. Zice că nu poate să stingă torța. Trebuia pe aici, bă, nu știu ce m-am dus pe acolo. Ok, arată drăguț. Dar aici încheiem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.